Energie maximă, astăzi mi-a revenit în poziția de antrenor. Mă bucur foarte mult că am câștigat acest meci, nu vă imaginați. Deci, bă, a fost o victorie așa de frumoasă și consider că cam toți am dat totul pe teren. Era cazul, mă, să mai câștigăm și eu, am pierdut de 5 ori. Da. Bă, 5 jocuri pierdute. Bă, da, mi se pare, mi s-a părut mie sau a fost foarte rapid astăzi? Adică, pac, pac, nu? Păi și traseu a fost rapid pentru ei pe traseu. Pa, și traseu a fost rapid. Lung, dar rapid, așa, adică aveam să bagi viteză. Nu apă, nu multă apă, nu... Obstacole mai multe, cătărat, urcat și ăla, da. A contat foarte mult, că am susținut unul pe altul. La jocul ăsta a contat skill-ul foarte mult. A contat cum ai mers pe traseu, a contat concentrarea de final. N-ai, vei, frate, aici e vorba de valoare, scurs, cuprinzător. Și am demonstrat că suntem mai valoroși și că putem să bate pe oricare dintre ei. Și adoră. Mă, Romă, ți-a revenit vibe-ul ăla. Ce s-a întâmplat, mă? Nu știu, te-a văzut de la începutul jocului, erai, haideți! Bă. Și pe băieți, și Culiță, și Zani, da, și Debi, și Cosmin. Roxana, tu ai avut cel mai frumos meci azi și nu ți-a la mișto, pe bani. Că ea nu m-a așteptat, nu? Nu s-a așteptat nimeni, dar zicea ori de margine, lasă-mă care noroc câștigă. Elena a zis, Elena a zis. Noroc. Cu noroc cu ei, sigur fac aduce da, punct. Și a adus. Foarte bine. Da. Păi, dar cum să mai zic ceva când aia mai avea una și tu aveai toate patru? Dar mie îmi place Sebi și ieri și astăzi, așa era. Cu gura căscată, te-am lăsat cu gura căscată, zi, nu? Dacă bă, până și Neme și-a adus punct, ai că ce nu, nu e așa, nu, uite, vezi, vezi tu când ești... Vezi că noi suntem dinainte ta aici, nu știu cum sunt. Am pierdut pentru că a fost o lipsă de noroc și poate de concentrare. A fost finalul Elenei, clar, deci eu când am văzut finalul îi zic că ăsta e final pentru Elena. A adus Elena 3 din 10. Când m-am întors după ce le-am aruncat pe cele 4 haotic, am stat și m-am gândit, băi, de ce nu arunc eu mai calm? Cum am avut perioada aia foarte lungă în care eram foarte calm la final, foarte concentrat și dădeam una după alta. Și am dat. 2 din 2, am dat-o și pe a treia imediat și la fel am rămas ca și Andrei, am rămas la un singur băț de la ce era el, la un singur băț și a apucat el să dea înaintea mea. Cam asta consider eu că e vorba de relaxarea în care, cu care intrăm în ultimele 3 meciuri. Din fericire, primul joc de imunitate l-am câștigat, dar și acolo am simțit o relaxare. Dar și au fost mai uniți. Eu, sincer, și mai motivat am fost. În momentul de față mă simt foarte, foarte tristă și nervoasă. Din cauza că nu, văd că nu reușesc să termin traseul și finalul așa cum aș putea eu să fac. Mi-ar fi plăcut totuși să câștigăm, să avem, nu știu, mi s-a părut că când am venit aici, am venit ori prea relaxați, ori parcă n-am mai fost atât de, nu știu, închegați, atât de puniți, atât de... Hai echipă, poate hai că echipă, ne-am relaxat, că am câștigat primul joc de imunitate și eram puțin prea relaxat și poate și asta poate să fie o cauză. Plus că, na, eu n-am putut să intru pe traseu, că trebuie să rămân pe bancă din cauza unor probleme medicale. Poate a fost ziua lor, poate nu. Nu știu ce să zic și de treaba cu concentrarea, pentru că m-am simțit mai concentrat și mai motivat decât am fost la vreun meci. Am dat, am jucat cu Sebastian. Am rămas la cât un băț, am dat în el, n-a căzut, la el a căzut, la al doilea meci cu Zani, rămăsesem cu un băț, el avea 3. Aveam în mână cercurile, am dat de 2 ori cu 2 cercuri în același băț, bățul nu a căzut. Nici nu știu ce să mai zic, adică să dau vina, pe ce să dau vina? La primul traseu, când ai ajuns la final, în timp ce te-ai dus după cercurile alea, după ce ai aruncat prima oară, noi strigam concentrat și tu ai stat în timp ce alergai, te uitai la noi și ai nu, făcut fața, făcut ai se, făcut... Pe, sunt calm. Că... Păi, în timp ce tu alergi, mai ai timp să mai faci chestia asta, nu, pierzi am timp. Făcut, sunt calm, oricum nu, eu știam că nu o să... Nu trebuie să ai treabă, n-ai treabă cu noi, că nu trebuie să ne demonstrezi nu, nouă. Nu, că... n-am vrut să demonstrez la nimeni nimic, asta încerc să zic, adică asta încercam să vă spun și după pumbă, n-am încercat asta să vă demonstrez. Asta părea din exterior. Accidentarea mea de... Acum câteva zile, că cred că l-am intrat în joc de 3-4 jocuri, dacă nu mă înșel, și asta afectează când ești pe bancă, indiferent de că susții acolo, indiferent de că ești parte din strategiile, indiferent de că ești parte din joc în sensul ăsta, dar deranjează să nu te simți în joc. Adevărul e că azi, sincer, nici nu prea m-am uitat la joc,
Nu prea m-am susținut nici echipa, era vibe-ul meu, ni se întâmplă știu, la toți. Știu, cum mi s-a întâmplat și mie la celălalt joc pe care l-am câștigat, da. Ni se întâmplă la toți. Chiar azi aveam dorință să iau măcar un punct și în al doilea, în a doua tură, chiar dădeam cercurile chiar total lateral. Da, am văzut. Sunt sigur, 100%, că faimoșii au fost cumva poate un pic motivați, dar au fost la fel. Noi, 100%, am fost mai demotivați. Ideea că pe traseu ești foarte bun, adică nu-ți mai face griji de traseu. Finalul ăla contează, adică dacă te concentrai puțin mai mult, ai fi dat... Da, da, nu știu dacă tu simți la fel, dar eu simt de parcă nu pot să-mi contrez nici brațele, nici picioarele. Dar din ce? Din cauza emoțiilor? Nu doar emoțiilor. Se întâmplă ceva, nu știu, ori din cauza că nu mănânc carne deloc, ori e, nu știu, schimbarea asta de... Da, nici eu nu mănânc carne și eu sunt mâncător. Nu știu, mie ceva mi se întâmplă, oricum, ceva mi se întâmplă, pentru că eu niciodată nu m-am simțit așa. La noi, la unele femei, cum se schimbă hormonal multe, multe lucruri, na, ești foarte stresată și cauzează depresie, o mică depresie. Și asta i s-a întâmplat în mine, pur și simplu a avut o depresie deja când s-a trezit. Și cum am și pierdut jocul și și-a dorit foarte mult să câștigăm, a avut o cădere nervoasă și ea. Romina s-a descărcat, da, nu a exact, putut să intre în joc, ok, o să... Noi oricum am tras cu ea, fără ea tragem, cu oricine care poate să intre, cine nu poate să intre în joc, noi tragem, aici, Doamne, nu contează. N-ați tras cât timp două fete, câteva săptămâni, câteva jocuri buni. Bune, da, am tras. Așa că, na, cum zic, indiferent da, Romina e prima dată, știi, când ea nu a intrat, așa și se simțea, cred că și un pic poate, știi, negăjduită că ar fi vrut să intre, poate aducea așa un punct, cred că așa o gândea ea și de asta a plâns. Și eu am fost necruzit. Să ajute echipa. Nu, în niciun caz nu cred că ea a plâns pentru că ar avea o teamă care putea fi votată. Nu știu dacă ea știe discuțiile și tensiunile dintre noi dinainte de venirea lor. Eu ți-am spus cum a spus mie. Ce? Ea am întrebat de ce plânge și ea mi-a spus că n-a putut să intre și că nu a putut să joace. Nu îi pare rău neapărat că am pierdut. Ci pare rău că n-a putut să joace și zic un răspuns extrem de prost. Așa a zis? Da, îi zic un răspuns extrem de prost, pentru că gândești foarte individualist. Cum adică nu-ți pare neapărat rău că am pierdut, ci îți pare rău că n-ai adus, că n-ai jucat. Da, mă rog, poate s-a gândit că dacă ar fi intrat, ar fi câștigat ea puncte și ne-ar fi adus și nouă clar puncte și am fi câștigat. Zic, nu trebuie să gândești așa, pentru că dacă ai fi intrat, nu aveai siguranța că aducei punct sau nu aducei punct. Adică nu ai niciodată siguranță de ceva. Atunci e de discutat, vedem ce... Ca și echipă, nu cred că am jucat mai prost ca faimoșii. Nu. Pur și simplu azi a fost ziua lor. Războinicii vor avea un consiliu foarte, foarte dificil. Cred că e rândul nostru să stăm deoparte și să râdem, să analizăm exact ceea ce se întâmplă în interiorul lor. Ne contează foarte mult când ne motivăm și ne susținem unii pe alții. Dacă chiar contează mult. În sfârșit stăm și eu liniștiți. Pe cine credeți că bagă la... Bă, eu cred că pe Albert, cred eu. Eu aș vrea pe bătrânul ăla, dăm ustim. Eu nu știu. Chiar pe Albert. Nu știu. Lasă-mă să mai șer pensie aici. De mult am mai să ia pensie. Albert l-a mai votat pe el. L-a mai votat pe el până acum? Nu, dar Albert a făcut parte dintr-o bisericuță care s-a destrămat. Înțelegi? Și era contra la ăștia care a rămas. Nu era bisericuță, era Troiță. Da, Troiță. Erau patru oameni. Trei au plecat și treaba asta cu discursul motivațional și că vai domne, ei își susțin fetele și că fetele lor sunt cele mai... Vom vedea că există și posibilitatea să scoată o fată la înaintare și atunci vedem care pe care, cine avea dreptate, cine... Vom vedea, e tot rămâne de văzut, pentru că o să fie o surpriză, chiar o să fie o surpriză. Dar vom veni să plece Albert pentru traseu. Nu, Musti mai bine, e mai bun Albert decât Musti. Asta zic. Asta, să plece Albert. Plece Albert. Ne-ar conveni să plece Albert, să rămână Musti. Dar eu sincer,
La cum îl văd pe Albert, îl vreau mai mult în competiție decât pe muzică. Te provoacă mai tare, aha. Nu-i de provocat. Nu merită să plece. Nu merită să plece. Dar gândim strategic, ar fi mai bine să plece. Da, mă, ar fi mai bine, dar nu cred că oamenii de acasă o să-l voteze. Nici eu nu cred. Mie chiar îmi place de Albert ca persoană, așa ca om. Posibil și ei să aibă câteva surprize și să rămânem foarte uimiți de ceea ce se va întâmpla în seara asta. Ceea ce mă bucură este că vom avea un consiliu liniștit și că vom fi doar niște simpli spectatori. Urmează consiliul de nominalizare și trebuie să vedem unde mai avem șanse să nu iasă nimeni de la noi, pentru că măcar sunt șanse 50-50, că deja ei au făcut, faimoși au făcut o nominalizare la ei și este Andreea și acum urmează la noi. Eu sincer o să votez din punct de vedere sportiv. La fel am să fac pentru și că, eu. Pentru că, ok, frate, în camp toată lumea face câte ceva, nu e ca și când dacă ăla mai slab face ceva prin camp, înseamnă că trebuie ținut. Toată lumea face ceva, toată lumea muncește. Exact. Ideea e că dacă nu aducem puncte pe traseu, automat nu câștigăm. Nu câștigăm recompensă, nu câștigăm imunitate, nu câștigăm comunicare, nu câștigăm nimic. Da. Mă gândesc la două persoane, că ar fi cam două persoane care m-ar vota sau trei, maxim trei persoane care m-ar vota, dar... Bine, am și eu nevoie de timp de acomodare, că sunt nouă și ei unii uită cum erau și ei la început, că nu le era așa ușor, nimănui nu este ușor. Votul meu o să fie din criterii sportive. Cu mentalitatea asta am venit când am intrat. Partea socială e importantă, dar nu o să o țină până la capăt. La capăt da. O să rămânem 1, 2, 3, foarte puțin. Adică degeaba e armonie și intrăm pe trasul și noi pierdem punctele. Da. Așa e intrus în sportiv, îmi asum, nu vreau să sară nimeni în cap, dar așa o să votez de când intru, până când o să ies, așa o să fie. Fiecare e votul tău și nimeni nu influențează. Hai să mergem, facem mâncare și plecăm la consiliu. S-a pus problema de a se pierde acest joc, am auzit mici bârfulețe și nu voiam, pentru că din punctul meu de vedere jocul de imunitate este cel mai important. Este cel mai important pentru noi ca echipă, pentru că nu pleacă nimeni și de ce să plece de la noi, cum am spus-o de fiecare dată când ar putea să plece de la războinici, în primul rând, și în al doilea rând, pentru că da, mi-e frică de fiecare dată să nu fiu nominalizată. Tu ce zici? Sincer, eu cred. Că ieri a fost doar că cumva l-am întrebat pe Zani, nu l-am întrebat. În timpul jocului, când deja mai aveam cred că un punct să câștigăm. Ai văzut că a zis și ai cunoscut și el că a zis asta. Da, am făcut așa cumva, l-am să-l ating, știi, cumva mai în serios, că zic că se pare că am cam dat astăzi, sau nu ne-am jucat pe teren, ceva de genul ăsta. Sau e bine, uite, să mai faceți din astea, am zis să mai faceți... Să mai spuneți și altă dată că nu dăm totul, că se pare că așa câștigăm. Și începe să râdă. Păi nu, că cine a zis? Zic, pa, a zis. Am zis colegilor mei că mi-ar fi plăcut să pierdem jocul ăsta pentru o strategie întunecată. În care deja aranjam totul să iasă draga de Elena. Ca să se ducă acasă. E vorba și de ambiția, că poate într-adevăr ei și-ar dori. Poate pe tine din punct de vedere sportiv, cum zic ei, pe mine din punct de vedere social să ne scoată. Asta își doresc cumva până să ajungă la joc, știi? Și cumva când se ajunge la joc, lucrurile se schimbă. Că e greu să intri pe traseu cu oricine și să zici, bine, hai că vreau să pierd punctul ăsta. E vorba de tine, de ambiția ta. Și toți suntem competitivi. M-am ambiționat foarte tare, auzul unor strategii și, de fapt, cred că puterea asta, la până acum, mi-au trebuit cam două luni de zile să îmi dau seama că n-ar trebui să încerc să stau să mă plâng că nu știu cine nu mă place, să stau să le fac pe plac, să încerc să mă gândesc da oare cu ce am greșit și să-mi pierd energia. Nu, trebuie să mă încarc pozitiv până la urmă de absolut tot ceea ce aud, să mă focusez pe mine și să demonstrez că până la urmă despre asta e vorba și la un moment dat vom ajunge să jucăm individual și vom ajunge să luptăm doar pentru noi. Chiar i-am simțit astăzi că ne-au susținut, să știi.
una peste alta, cum sunt, cum nu sunt. Părerea asta mea zic, din punctul meu de vedere, cred că e foarte mult vorba despre fair play. Dacă nu ne înțelegem, că uite, am dat Zizani că nu mă suferă, că... Dar e greu la joc să nu te bucuri pentru echipă. Și e chestie de fair play până la urmă, că probabil acum nu-i convine foarte mult sau că probabil sunt diverse discuții sau, nu știu, habar n-am, iar din punct de vedere social s-ar putea să nu fim noi prea ok. Sinceră să fiu, că eu ți-am zis și pe plajă, nu înțeleg de ce și nu știu cum aș putea să intru în grații. Dar nici nu-mi doresc, sinceră să fiu. Ideea este că nu poți să nu te bucuri. Mi-e somn, mi-e sunt ruptă foame, nu am energie și nimic din ce se întâmplă în echipa mea nu mă trezește așa, nu e adrenalina. Mi se pare că e multă complezență de asta, degeaba, adică nu mă regăsesc deloc. Și azi când să aplaud și când să susțin pe bune echipa, uite pe Nemes și am zis bravo mă Nemes. Când s-o aplau pe Elena să zic bravo, păi e a doua oară când iau o dă în drame, în victimizării. Mi-a zis, bă, Vere, unde suntem aici? Parcă o vedeam pe Georgiana care a venit să-și caute tatăl. Ce e misiunea asta, Vere? M-am rugat la Dumnezeu, mulțumesc Moro, mulțumesc echipă, mulțumesc Doamne, Doamne și vreau să mulțumesc și tatălui meu că l-am simțit că mi-a dat toată forța și puterea de undeva de departe. Are ceva probleme de sănătate, nu știu absolut nimic de el. L-am visat azi noapte și faptul că știu că este acasă și mă urmărește, iar el este un luptător și este antrenor de lupte, cred că undeva telepatic mi-a transmis toată forța de care aveam nevoie. Eu sunt șeful la suferință, ești nebun la cap, adică dacă îmi spun eu poveștile mele, plânge lumea. Dar vin eu să le spun, cu asta vin aici să mă bag în față cu durerea mea, stai să vezi acasă cât am plâns eu. Stai să vezi că nu am aia, că n-am aia. Sauleu, cât de bolnav e ăla. Și de-aia încă și gata să spun că ăla e bolnav și eu sunt îndurerat și am primit azi putere de la... Dacă era după mine, direct o aruncam. Ești domn, dar în următorul. Ce stăm să ascultăm? Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici!